Bună să vă fie inima și bine ne-am regăsit. Stefan Roxanda vă salută pe strada speranței. Din nou podcast live, care se desfășoară live, se transmite live pe Facebook, pe YouTube și începând cu a doua zi, adică în primele 24 de ore, se transformă în podcast audio pe Spotify, pe Apple, pe Apple Podcast și pe Google Podcasts. La mulți ani pentru cei care uh, ați uh, intrat pentru prima dată în acest an pe strada Speranței. Mă bucur că ne găsim, mă bucur că ne regăsim cu cei care deja sunteți de mai multă vreme sau care urmăriți uh, varianta video sau audio pe YouTube, pe Facebook, pe oriunde vă o uitați sau pe unde vă căutați uh, podcasturile și informațiile. Și felul ăsta de să-i spunem divertisment, haideți să-i spunem și divertisment. Care v-a să zică? În seara asta vă propunem un alt fel de tratament. Un alt fel de tratament. Despre ce-i vorba? Despre ce vorba? Păi despre, e vorba despre o poveste, sau să începem cu o poveste, pentru că îmi place foarte tare să, să, povestim, să, să, cum să, spun, să dăm impresia aia de, de tăiat frunze la câini, că de fapt nu tăiem nicio frunză la niciun câine, deși poate că cine știe ar merita și ei ceva acolo, pe aici, pe acolo, pe dincolo. povestea asta, dacă, nu știu dacă n-am mai spus-o și cu altă ocazie, dar e foarte frumoasă și îmi place foarte, foarte tare zice despre, despre o pădure, despre o pădure care e incendiată. Un foc foarte mare în pădurea asta, e, e un incendiu care mistuie tot. Și uh, toate animalele din pădure, toate viețuitoarele se, se grăbesc să-și să salveze blana. Aleargă care încotro să, să scape de haosul de acolo, de flăcări și de fum. Și cum aleargă aceste animale să scape de flacără? La un moment dat, un urs întâlnește un pițigoi. Pițigoiul, nu știu dacă știți, e o pasăre foarte, foarte mică. Are un, un plisc minuscul. Și pițigoiul ăsta alerga la un pârâu din apropiere, lua apă în plisc și se întorcea la flacără și a arunca, um, arunca apa din plisc în flacăra uh, din pădure, în incendiu. Și ursul văzându-l a zis, ce e nebunit? Ce crezi tu că poți să faci atât de mic fiind la incendiul ăsta atât de mare? Și pițigoiul îi dă un răspuns extraordinar. Eu atâta pot să fac. Dar eu îmi fac treaba. Cam despre asta e vorba. Și uh, raportat și la perioada prin care trecem, și la vremurile astea extraordinare, dar și la fiecare dintre noi, nu e așa că avem impresia că nu putem face nimic? Sau nu chiar tot timpul, dar de multe ori avem ideea asta. Ce poți tu să faci tot? Ești un individ, meu. uite, eu, până și pe Djokovic l-au trimis acasă și era numărul unu mondial. Păi ce poți tu să faci? Acum, nu știu dacă noi suntem neapărat într-o pădure care e mistuită de flăcări. N-aș zice chiar așa. Dar în orice caz, constat că suntem în fața unui tsunami de emoții negative. Și, din păcate, uneori cam stăm și ne uităm la valul ăsta imens care vine către noi. În loc să acționăm cumva, ori măcar să ne căutăm o barcă de salvare, sau să ne urcăm pe un stâlp, pe ceva, pe ceva mai înalt, ceva vertical, ceva care să ne ducă către o verticală. Nu mă refer la cea spirituală, măcar. Bine, unii fac asta foarte tare. Felicitări și toate aplauzele și admirația noastră. Și, dacă putem, haideți să-l luăm ca model. Și acum, în fața acestui tsunami de emoții negative, pe care aș vrea să vi-l descriu în, în, într-o situație cât se poate de reală. Mai precis, de, cred că de după Revelion încoace am vorbit cu mulți colegi și din breasta, adică colegi actori, regizori, organizatori de spectacole. Și cam toți se plâng, domnule, e ceva anul ăsta, în ianuarie, bine, și anul trecut a fost, dar anul ăsta speram că o să pornim cu motoarele mai, mai, mai forjate, cu spectacole mai multe, mai bine programate, cu mai mulți spectatori în sală. Nu numai că ăia 30%, sau mă rog, acea capacitate de 30% cât ni se permite să avem în sală ca, ca număr de spectatori, nici măcar aia nu e acoperită cum trebuie. Adică cam bate vântul. Sunt unele teatre care se bucură de, de mai mult public, dar în general și în București și în țară nu e chiar așa cam cum ne-am fi dorit. Asta vine și din partea unor antreprenori cu care am discutat, care nu se ocupă de, de zona artistică, ci se ocupă de afaceri, de diferite lucruri pe care le, le întreprind ei. Le întreprind ei. <laughs> și la fel spuneau, clienți așa cum ne-am dorit mai puțin. În schimb, prețurile au crescut foarte tare. Adică suntem forțați să creștem prețurile datorită lucrurilor pe care deja le știți de pe la știri. Sau, eu știu, de pe social media. Și atunci, de fapt, cum, cum am putea să spunem? Nu spectatori, nu sunt clienți. Este o stare de asta de anxietate, de depresie. Se știe că, oricum, se știe că întotdeauna în luna ianuarie, lucrurile porneau mai greu. Motoarele porneau așa ca după un îngheț. Mai că n avei benzină, motorină, bateria cum trebuie, mai că îți cheltuisești deja banii pe, pe cadourile dinainte de sărbători, ba că știți, factura asta exagerată care ne bântuie pe toți și tot așteptăm să vină, dacă nu cumva deja a venit și nu știm de unde pe unde pe să scoatem cămașa, de unde, pe unde să scoatem banii, de, de unde să mai scoatem ca să plătim facturile, depinde fiecare de caz și de ghinionul sau norocul pe care l-a avut. Sau, poate fi chiar valo 5, habar n-am, deși am impresia, sau cel puțin așa am văzut eu, că valul ăsta 5 nu mai sperie atât de tare uh, oamenii, nici mai mult îi indigna. Le, le creează așa o stare de, de lasă-mă, domnule, în pace. Nu mai vreau să mai aud de așa ceva. Nu, 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 e, nu sunt indignat. Sunt, ref, uh, uh, cum se cheamă, sunt uh, uh, ah îmi scapă cuvântul. Să mi l spună cineva. <gântu -i> uh, sunt revoltați. Nu mai au chef să mai audă de, de, de uh, încă un val și încă un val, de parcă facem surfing pe aici. Sau poate o fi o lipsă de perspectivă pentru anul care vine. Mai cu seamă, aș, așa aș crede că. Știți, ianuarie este o lună de început. E Începi un an, începi un nou segment în viața ta. Ți-ai pus niște ide idealuri, niște scopuri, poate chiar idealuri, cine știe. Ți-ai pus niște obiective. Vrei să le atingi, să te duci mai mult la sală, cine știe. Să slăbești nu știu câte kilograme, să te lași de fumat, să te apuci de uh, un nou hobby, să înveți limba hindusă. n-am, fiecare cu ce-și dorește. Și te uiți așa. La, la lunile care vin, la săptămânile care ți se aștern în față și te uiți cumva și la semnalele care îți vin din mediul înconjurător, mă refer la cel social, politic, economic sau cum vreți voi, și parcă nu pușcă, nu se pupă una cu cealaltă. Și atunci perspectiva se încețoșează. Adică vederea aia în față, poteca pe care am vrea să merge mai departe, se încercoșează și normal că se apare anxietatea, poate chiar depresia, cine știe, tot felul de lucruri de genul ăsta. Și apropo de asta trebuie să fac o paranteză, pentru că îmi aduc aminte că au fost niște studii prin anii 2000, erau foarte interesante, arătau că, ci că în perioada 1-10 ianuarie, mai ales 1-2-3-4 ianuarie, peste tot pe planetă creșteau, creștea rata de sinucideri. Și, mă rog, asta nu e o veste neapărat bucărătoare, chiar nu e de deloc. Doar ca statistică o discutăm. Și se mai constata că în azilele de bătrâni, persoanele care erau, eu știu, într-o fază destul de avansată de boală sau de neputință, în această perioadă încheiau cu viața. Și am zis, oamenii, domnule, e ceva cu ianuarie ăsta al nostru. Dar s-au dus și în zona, în spațiul asiatic, în China. Știți că e la ei anul nou e un pic mai târziu. Și imediat după anul nou chinezesc se întâmpla în China exact același fenomen. Pentru că, de fapt, era vorba de, despre acea perspectivă, despre niște așteptări pe care ni le facem cu toții, vrând nevrând, pentru perioada de sărbători, anul nou. Și apoi când ni se dă un reset, realitatea întotdeauna arată puțin diferit față de ceea ce ne-am dorit. Și mai există o statistică. Asta cred că e ceva mai recentă. S-au apucat unii să numere sau să studieze cam care este rata de mortalitate în regnul animal. Și s-a constatat că, indiferent dacă e luni, marți, miercuri, joi, vină sau sâmbătă sau duminică sau așa mai departe, orice zi a săptămânii, numărul ăsta este constant. Deci, în regnul animal mor nu știu câte animale, X animale. Dar constant asta are mici variații, în funcție de, mă rog, să spunem, anul timp, calamități și așa mai departe. Dar, dacă toate condițiile sunt ok, nu variază. În regnul ăsta din care facem noi parte, noi ăștia oamenii, se pare că nu e chiar așa. Există o zi în care mor mai mulți oameni decât în celelalte zile. Și bineînțeles că v-ați dat seama, este ziua de luni. Nu avem chem să ne ducem la, la lucru și atunci mai bine. Colivă. Și culmea în intervalul 70. 10 Acum nu se spune nimic despre trafic. Cel puțin, mă rog, nu știu cum e în alte orașe din țară. Cu siguranță au, și pe acolo au început să apară asemănări cu ceea ce se întâmplă la noi în București. Dar asta nu erau, uh, nu vi le-am povestit doar ca să avem vești proaste puse așa pe strada speranței. Nu despre asta e vorba, ci doar ca să constatăm cât de determinați suntem, cât de demarcați suntem de, de lucrul ăsta numit timp, de ideea asta numită timp, de, de convenția asta, dacă vreți până la urmă, de, de calendar, de lucrurile care ni se întâmplă din exterior. Cumva lucruri pe care n-am putea să le. Clar, nu că n-am, nici nu putem să le controlăm. Deci, lucruri care țin de context. Și apoi. Haideți puțin să ne gândim la, la contextul actual. Păi, contextul actual miroase a însingurare, pentru că o altă statistică arată că în 2019, deci înainte de a începe toată nebunia asta cu pandemia, în toamnă 2019, în America, 60% dintre cei intervievați se arătau sau se declarau oameni singuri sau însingurați, adică ei singuri, ei, ei înșiși și-au ales, au ales această, această situație, stare, poziție, stare, de fapt, cum, cum vreți să o Deci, singurare, anxietate, frustrare, îngrijorare, 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 depresie, cine știe, furie, furie, așa cum a spus data trecută, fără un motiv real. Și se mai întâmplă ceva în acest context. Apare o dezbinare, ați observat dezbinarea asta care. Puf! Parcă nu te mai poți înțelege cu nimeni, nu mai știi ce să mai spui ca să nu mai deranjezi, să nu mai, mai aprinzi cuiva, eu știu, să-i mai sară țandăra. De exemplu, nu știu, vaccinat sau nevaccinat. A, e război mare, domnule, în perioada asta. Păi cum? Abia așteptăm să deschidem subiectul și să dăm cu ideile de pământ sau cu celălalt. Stânga-dreapta, politică, mă refer. Cu partidul cu tare sau cu celălalt. A, aia, doamne, ferește, aia, hoții, domnule. <gă -o> și ăștia, știm noi cu despre ce e vorba, cine e în spatele lor și cine le-a dat banii. A, ah, sau asta, pro Djokovic, anti Djokovic, de parcă a pus vreunul mâna pe o rachetă să vedem cât de greu e ce face omul ăla. <gă> o molă. Hai să fim serioși. <gă -o> deci, Problema este că nu căutăm soluții. Problema e că vrem să avem dreptate. Vrem să câștigăm discuția. Să zic, mă duc după aia acasă și spun, știi ce am spus eu Știi ce postare am trântit eu la altă pe Facebook? I-am dat un bloc, uite așa, cu toată forța mi-am încordat bicepsul și am zis, bloc, bloc. Nici măcar click nu s-a auzit, dar am spart ecranul de la telefon. Da, dar haideți să ne aducem aminte. Un lucru care mi se pare foarte important. Trebuie să ne le aducem. Eu cel puțin ha, am nevoie să-mi-l să pun așa pe oglindă dimineața și să-l de mai multe ori de-a lungul zilei. Și de vreo 10 ori înainte de a mă culca. Agresivitatea și furia celor din, din jur, celor cu care probabil mă întâlnesc de-a lungul unei zile, agresivitatea, va să zic că și furia, nu sunt decât semne de frică. Nu sunt decât semne că persoana respectivă este rănită profund, are o rană profundă. Și suferă. E un om care suferă, cel care mușcă și trimite numai țepi de jur împrejur, e un om care suferă și suferă foarte mult. Unde? În anumite zone, de exemplu zona de control și zona de semnificație. Și apropo de asta fac o paranteză pentru că trebuie să, trebuie să vă povestesc și uh, mi se pare un instrument foarte interesant și bun de cunoscut V-am mai spus, mă rog, anul trecut Că și m-am lăudat, așa Că dacă mi-au murit lăudătorii Sau dacă nu mi-au murit, au plecat în vacanță Dar o să-i chem înapoi M-am apucat de o școală de asta, de coaching Pe metoda Tony robbins Cloe Madanes Și e o metodă foarte bună De psihologie aplicată și care Funcționează extraordinar de bine Cu niște strategii extraordinare, vă spun sincer Pentru că eu le-am aplicat pentru mine Și chiar au avut rezultate nemaipomenite Și în această metodă, în această teorie, ei povestesc despre cele șase nevoi. Suntem fiecare om, indiferent că locuiește în Groenlanda, în Antarctica, la New York, în Siberia sau la, eu știu, Slobozia, cu toții avem șase nevoi, dintre care patru sunt foarte importante. Patru nevoi sunt ale supraviețuirii. Nevoia de securitate, vă spun foarte rapid, și apoi o să vă, vă povestesc și despre de, de ce m-am luat de ideea de asta. Deci, prima nevoie este cea de securitate, de control, de siguranță. Cu toții avem nevoie sau vrem să. să, să avem, chiar avem nevoie, nu că vrem. Avem nevoie să, să știm că e un acoperiș deasupra capului, că eu știu, ne intră un salariu odată pe, pe lună pe card, că avem ce mânca. O securitate că nu o să vină o factură și luna următoare o să-mi taie gazele și nu o să am cu ce să-mi încălzesc familia. Din păcate există și varianta negativă a acestei nevoi de securitate și de control. Adică vreau să controlez exact ceea ce gândesc și ceea ce simt angajații mei. Vreau să știu exact unde umblă copiii mei la ora cu tare, cu tare, cu tare. Să-mi trimite SMS-uri. Vreau să știu soția exact când a intrat în casă și cu cine a mers până când a ajuns acasă. Deci asta sunt, cum să spun eu, manifestări ușor bolnăvicioase, negative, exagerate, ale nevoii de, de control. A doua nevoie de varietate de lipsă de control. <laughs> e acea nevoie care ne ne cheamă spre, cum să spun, are curiozitatea la bază. Pentru că fără ea n-am putea să creștem, fără nevoia asta de varietate. Domnule, să mai vedem ce se întâmplă, domnule, și la ceilalți. Ce a mai scris sau ce a mai povestit cu Ce s-a mai întâmplat cu, eu știu, cu Și așa mai departe. A treia nevoie de semnificație și de importanță, pentru că trăim în epoca Facebook, a Instagram, a, a, a profilului, a pozelor, a selfie-urilor. Trebuie -tre să știu, vreau să am like-uri, domnule, vreau să fiu văzut, vreau să fiu admirată, vreau să fiu, eu știu, uh, clicuită de mai multe ori, acolo să cu inimioare și cu uh, aplauze și toate celelalte. Și vreau să am o semnificație și să știu că nu fac umbră pământului degeaba, adică sunt important în viața cuiva, cuiva din familie, cuiva dintre prieteni, angajați, cum a spus, sau în, vreau să fiu admirat sau admirată de către șef, să mă vadă, să mă aplaude, să mă bată pe umăr, să-mi spună bravo, ai avut o prezentare nemaipomenită, îți vom mări salariul și îți vom da și un bonus, încă vreo patru ore de muncă după program. A patra nevoie este cea de conexiune și de dragoste. Normal că cu toții simțim nevoia să ne conectăm cu ceilalți, să simțim dragostea lor, și aici cu dragostea e cu dublu sens. Asta e foarte important. Deci e o nevoie cu dublu sens, adică avem și nevoia de a primi dragoste și nevoia de a oferi dragostea noastră. E foarte important asta, deși nu prea pare, dar chiar este și e o nevoie foarte profundă. De aia, probabil, e mai greu de recunoscut sau de văzut cu ochiul liber. Deci, cu toți avem aceste patru nevoi, încă o dată, de securitate, de varietate, de semnificație și importanță, de conexiune și dragoste. Fără ele nu putem supraviețui. Numai că teoria lui Tony Robbins și a lui Chloe Madanes. Spune în felul următor că oricât ai, ai servi aceste nevoi, să spune că le servești cu, cu toată viața ta, cu tot ceea ce faci, cu toate acțiunile, gândurile, ideile și așa mai departe, emoțiile pe care le trăiești, niciodată nu o să fii cu adevărat fericit și împlinit. Poți să fii fericit când ai control total în jurul tău? Nu prea. Poți să fii mega fericit când ai 5 mercedes 8 Vile și uh, 3 lanțuri de alea de aur la gât și... Păi eventual te aplaudă și lumea când treci pe stradă, pe acolo pe Beller și ai un, nu știu, habar n-am, ești vedeta pământului. S-ar putea să fi împlinit o perioadă, dar acasă, dacă bate vântul prin cămară și mă refer la prin cămara sufletului, atunci s-ar putea să nu fie chiar ok. Adică, uitați-vă la atâtea și atâtea vedete care, din păcate, au terminat-o destul de tragic. Și așa mai departe. Deci fiecare nevoie, oricât de mult te duce pe ea, oricât de mult te ai serviu, nu ți-aduce bucurie și nu ți-aduce... Mă rog, bucurie, bă, da, dar nu ți-aduce fericire pe termen lung. Teoria lor spune că mai există două nevoi și sunt nevoile spiritului. Deci cele patru sunt de supraviețuire și următoarele două sunt ale spiritului. Și aceste două nevoi ale spiritului sunt numărul 5, nevoia de creștere și de dezvoltare. Pentru că ceea ce, a spune ceea ce, și așa este, ceea ce nu crește, moare. Uitați-vă la o plantă, uitați-vă la un animal, uitați la, la om nu mai spun. Dacă nu crește, se prebușește, moare, pa la revedere. Creștere din punct de vedere fizic, <laughs> nu ca volum, <laughs> condiția fizică, despre asta vorbesc. Deci creștere din punct de vedere fizic, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere emoțional, spiritual, social, economic, nu mai spun. Deci creștere, dezvoltare, să, să te dezvolți puțin, să arzi câteva etape, să te uiți în urmă și să zici băi, stai puțin că pru, am mai ars, am, am, am mai crescut puțin, am avut câte un succes mic, 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 până când s-a făcut un succes foarte mare. Sau măcar acolo, la pe care mi-l doresc. Pentru că altfel, dacă nu există această creștere Vine uh, opusul, sau vine contrapartida, cealaltă față a de cum vreți să-i spuneți. Uh, apare blazarea, sau moartea spirituală, sau acei oameni care au murit deja, fără ca trupul fizic încă să dispară. Și sunt, cu, cu siguranță, îi vedeți foarte mult în, în jurul vostru și în societate și, mă rog, au ale lor frustrări. Numărul 6. Nevoia de contribuție. Contribuție. Cum adică? Adică să dăruiești ceva din dincolo de tine, să dăruiești, să, să faci ceva. Care probabil că va depăși prezența ta fizică pe pământul ăsta, și poate că te înscrii la ceva care vine de undeva din urmă. Să vă dau un exemplu foarte uh, simplu. Fac o paranteză care sper să fie foarte scurtă. Există un profesor uh, britanic, îmi scapă numele, dar probabil o să-mi aduc aminte la un dat și o să povestim despre asta, a scris o lucrare nemaipomenită -ne despre 25 de opere literare ale istoriei, uh, civilizației și culturii în care el a descoperit niște calități extraordinare în aceste 25 de opere. Și a observat că dacă cineva le citește, pentru fiecare din aceste opere, se îmbogățește cu o valoare anume. De exemplu, dacă vrei să ai curaj, zice el, citește Iliada lui Homer. Pentru că Iliada, spune el, este scrisă, mă rog, în limba greacă veche, este scrisă cumva inspirat, Homer inspirat fiind de cântecele de luptă ale soldaților. Pentru că în cântecele de luptă, soldații nu numai că ei cântă așa ca să treacă timpul, dar ei de fapt se conectează la o dinamică de grup. Și nu numai la o dinamică de grup, ci și la o dinamică temporară, în sensul că temporară, temporală, pardon. <laughs> în sensul în care ei se angajează să facă ceva pentru trecutul lor, pentru prezent și pentru viitor. Adică nu se duc acolo la război doar așa ca să ardă gazul, ci au un scop foarte important care îi depășește, îi depășește din trecut spre viitor și depășește și pe ei ca ființă, ca, ca individ. Și asta e nevoie pe să poți să contribui, să, să poți să dăruiești, să poți să fii dincolo de tine. Să poți să dăruiești, dacă vreți, era un tratament o idee foarte bună pentru cei care sunt anxioși sau sunt deprimați. Du-te și servește la, la cantina uh, unui azil de bătrâni vreo trei zile și cu siguranță o să streacă sentimentul respectiv. Și cu, ad, cu adevărat, uh, e o soluție foarte bună. Eu n-am făcut treaba asta, dar am ajuns odată la un azil de bătrâni undeva prin, uh, prin Ilfov, și credeți-mă că dacă poți să aduci acolo măcar o jumătate de zâmbet pe fața cuiva, chiar și a asistentelor, ești tare, ești foarte tare și ziua respectivă chiar a meritat trăită. Sincer, nu mă credeți, mergeți să vedeți pe, pe pielea voastră și cu ochii voștri, pentru că e chiar o experiență necesară, probabil, în viața unui om. Bun, și atunci tratamentul despre care povestim în seara asta, păi, e foarte simplu. Așa spun ei, oamenii ăștia și vă rog să mă credeți că pentru unul care l-a aplicat și încerc în fiecare zi să-l aplic cu atât mai mult, simt că funcționează. Simt că este cu adevărat exact ceea ce, ce ne poate salva sau ne poate ajuta în perioada asta și nu numai acum, de-a lungul timp și în trecut și în viitor. Dragostea, adică nevoia de dragoste, să mizezi mai mult și să să ții ca pe primul loc să, să să hrănești mai mult nevoia de dragoste și a doua nevoia de creștere pentru a putea contribui Adică, da, da, e foarte bine să citești, e foarte bine să înveți 15 limbi străine, e foarte bine să te apuci să înveți și IT dacă vrei, și snowboarding, și violoncel, să cânți la violoncel și să vorbești limba hindusă în același timp. Dar da, o faci, dacă le faci asta doar ca să arăți că ești deștept puțin mai târziu, s-ar putea să o dai în bară. Dar dacă le faci ca să poți să ajuți pe cineva, atunci e nemaipomenit. Dacă le faci ca să poți să contribui într-un fel, atunci, oh, super tare. No, dacă v-a plăcut soluția asta și vreți să povestim mai mult, avem și avem și posibilitatea de a intra în contact și de a lucra unul la unul. Avem un program de coaching pe care îl punem la dispoziție. Noi, eu adică. Dar știți când îmi dau așa multă importanță vorbesc la plural. în Noi. Care va să zică un program de coaching în care lucrăm unul la unul. Dacă vreți mai multe detalii, avem și o adresă de e-mail. Am și o adresă de e-mail, și uh, putem acolo dialoga și uh, putem povesti mai mult și sunt, să știți că, cu adevărat, sunt niște instrumente și niște strategii pe care eu însumi le-am pus în, în uh, le-am pus la treabă în perioada asta 2019, de fapt 2020-2021 și acum începutul acestui an pentru că, vă rog să mă credeți, când au venit veștile alea că trebuia să suspendăm spectacole, când cădeau contractele unul după altul, când nu mai știam când să programăm și ce să programăm când, practic, perspectiva dispărea din fața ochilor, nu mai era nicio perspectivă, nu mai știam ce se va întâmpla în viitor? Nu, 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 viitorul nu arăta decât ca un haos, ca o nebuloasă totală, ca o ceață de-asta pe, pe care nu puteam pătrunde cu privirea. Atunci mă, trebuie să recunosc că nu am înghițit gărușca chiar așa ușor. Uh, ba, aș putea să spun că multe zile am uh, romegat o furie de-asta surdă pe care... Mi era greu să o, să o depășesc. Și, de fapt, mi era greu nu pentru că ar fi fost o furie dificil de depășit, ci pentru că, trebuie să recunosc, sunt destul de încăpățânat și, când e vorba de astfel de, de emoții, mă, mă încrâncenez și vreau să dau cu ele de pământ sau cu cineva, cu ceva, dar cu ce, că aveam cu ce, și cu ce și cu cine. Dar despre asta am povestit noi data trecută. Și, atunci când am descoperit aceste strategii cu adevărat și le-am pus, bineînțeles, și în, și în practică, am simțit că ah, lucrurile sunt cu totul și cu totul altceva. Și că, într-adevăr, ceea ce trăim, ne poate ajuta și ceea ce am trăit, m-a ajutat să, să pot să și depășesc și să și cresc și să descoperă alte lucruri. Și acum le-am descoperit și vreau să le dăruiesc și să le împărtășesc și să le lucrez și cu alte persoane care vor și au chef și uh, simt nevoia de așa ceva. Care va să zică, soluția, tratamentul pentru toată. pentru acest tsunami de, 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 de emoții negative de care spuneam la început, dragoste, creștere pentru contribuție. Dragoste pentru tine, dragoste pentru celălalt, să oferi dragostea ta, pentru că este exact dragostea pe care o simți cel mai profund. Nu aia pe care o aștepți. Cu toții spunem, vreau să fiu iubit, vreau să fiu iubită, vreau să primesc dragostea, vreau să merg pe bulevardul uh, nu știu care, <laughs> vre, vre, completați voi, și să iubesc, și, pardon, <laughs> și să iubesc dacă vreți, da, și să întâlnesc dragostea vieții mele. Să vină la mine să spună, bună, eu sunt, știu, mă cauze mult eram pierdut, m-am rătăcit GPS-ul nu mai funcționa, dar în sfârșit ne-am întâlnit, nu merge așa știți foarte bine, dragostea cea mai frumoasă e cea pe care o oferi și știu că o să spună cineva acum, e, da, da, ce cât ți ofer, dar vreau să și primesc, vreau să și primesc o să primești, stai liniștit, sau liniștit, o să primești să crești, a doua idee să crești, să-ți să programezi să te dezvolți, să-ți programezi să-ți să pui intenția asta Chiar dacă au trecut, eu știu, câteva zile din ianuarie și nu ai început programul de creștere, asta nu, nu, nu e nicio problemă. Nu trebuie să dai cu basca de pământ să zici, Doamne, și începutul ăsta de an l-am ratat. Și anul ăsta va fi ratat. Nu e adevărat deloc. Și ce dacă vin niște, perioade, niște, niște vremuri grele, o perioadă iarăși de haos, de necunoscute și de scumpiri și de inflație și de toate celelalte. Să vedem cum putem să creștem în această perioadă. Să vedem cum putem să lăsăm ceva frumos în urma noastră, tocmai în condițiile astea. Să vedem cum contextul poate fi depășit și poți să te înalți deasupra lui, fără să te mai lase afectat, ci din potrivă, să te facă mai tare. Pentru că vremurile grele, grele fac oamenii puternici. Vremurile ușoare fac oameni <gângânt> slabi. <gânt> Normal. <gânt> Despre asta e vorba. Și apoi să crești, ca să nu, nu, uh, nu uit, să crești ca să poți să dăruiești, să poți să contribui, să poți să-l ajuți pe celălalt. Să poți să-i arăți, Doamne, am mi ai și chestia asta. Hai și tu. Uite uite ce am făcut eu! Nu merge aceeași rețetă. Dar s-ar putea să te ajute, s-ar putea să te inspiri. Ce zici? Gata, am terminat. Despre asta a fost vorba, pe Strada Speranței în seara asta. Să aveți grijă de voi, să fiți liniștiți, să fiți iubiți, să iubiți, să dăruiți ceea ce vreți voi să primiți, și nu uitați. Să fiți bucurie, curaj și binecuvântare pentru ceilalți. Ne vedem săptămâna viitoare pe Strada Speranței. Dacă v-a plăcut episodul ăsta și întâlnirea de astăzi, și dați de veste, urmăriți și pagina de Facebook Stefan Roxanda canalul de YouTube Ștefan Roxanda, ne vedem pe acolo. Red Nose Society este pe Facebook, este pe Instagram, este pe YouTube, este și pe Telegram, Red Nose Society și sperăm în curând și cu spectacole pe scenă. Vă îmbrățișez din toată inima să aveți o săptămână minunată și dacă vreți să fiți și mai bucuroși și mai fericiți, dăruiți la, 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 la rândul vostru bucuria și fericirea pe care voi vreți să o primiți și să vedeți că se mulțește acolo. ca aia mică, aia care e acolo, va deveni un foc mare și frumos. Nu ca cel din povestea cu care am început, ci un foc de la care să vă lumineze inima și să îi întărească și pe ceilalți. Pa! Noapte bună!